Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dragi miri, noi toți suntem aici, alături de voi, să ne bucurăm alături de sărbătoarea voastră, de părinții voștri, de rudele voastre. Ne bucurăm de faptul că Dumnezeu binecuvintează nunta voastră, e visul vostru. Ați visat la el probabil mult timp, ați investit și Dumnezeu vă răsplătește credincioșia, dragostea curată și intenția de viitor. Au cântat cântăreții, au predicat predicatorii și acum, cu puțin înainte să încheiem serviciul de căsătorie și să ne mutăm la masa de nuntă, să ne veselim, aș vrea să vă spun și eu câteva cuvinte. Cuvintele pe care vreau să vi le spun au legătură cu ceea ce au spus frații mai devreme și titlul scurtei mele predici este Consolidarea familiei. Voi ați crescut în familii de credincioși și părinții voștri sunt aici. Oamenii aceștia au investit în voi. A fost visul lor să vă educe intelectual, muzical, moral, spiritual și acum se uită la voi. Se uită la voi și sunt bucuroși, sunt satisfăcuți, au făcut mult efort să fiți aici, fiecare în felul lor. Se bucură pentru că Dumnezeu și-a făcut partea, a onorat credința lor și toată investiția de o viață. Acum sunteți împreună începând o nouă etapă a vieții voastre pe care n-ați mai avut-o niciodată. Noi suntem frații voștri, vă suntem prieteni și încercăm să vă slujim pentru ca nunta voastră să fie frumoasă și în prezent și în amintire să rămână ca un eveniment frumos. Atunci când vorbim despre familie, trebuie să acceptăm că Dumnezeu privește familia ca pe o mare performanță și ca pe un mare succes. Însă atunci când ne mutăm privirea din Scriptură la lumea în care trăim, ne întristăm datorită falimentului instituției familiei. Suntem astăzi cu Andrei și Cristina, miri din duminica de 20 martie 2011 și fiecare în mintea noastră avem amintirea propriei familii, a propriilor succese din familie sau a propriilor falimente. Ne aducem aminte de anii copilăriei, de părinții noștri, ce exemplu am avut de la ei ca soț și soție. Ne uităm la rudele noastre, la oamenii pe care îi cunoaștem, la oamenii din adunare, din biserică. Ne uităm la ce spune media despre familie și la ce spune Biblia despre familie. Trebuie să acceptăm faptul că fiecare muritor caută o relație în care să ofere și să primească dragoste, atenție, valoare, satisfacție și nu există în lumea aceasta nicio relație mai profundă și mai complexă ca și relația de familie. Noi oamenii avem multe feluri de relații în lumea aceasta, începând cu relația de prietenie, cu părinții, de camaraderie, de frați și de surori, dar niciuna nu poate egala nici de departe relația de familie care implică toate dimensiunile vieții, inclusiv pe cea fizică sau pe cel fizic. Cineva spunea că fiecare om este în căutarea unui alt om care să-l iubească așa cum este. Andrei a găsit o persoană care să-l iubească și Cristina de asemenea, s-au găsit unul pe altul, credem noi, sub călăuzirea lui Dumnezeu. Și privind la familie și gândindu-ne la cum putem consolida viața de familie, aș vrea să le spun lor și de ce nu și dumneavoastră trei gânduri. Primul dintre ele este că familia este consolidată prin relație. Când vorbim despre consolidarea familiei, uitați-vă pe screen, avem câteva persoane. Sunt muritori și este Domnul. Este acolo un tată, un om care înțelege care e responsabilitatea lui, este acolo o femeie, o persoană care înțelege care e responsabilitatea ei, sunt copiii care nu înțeleg mai nimic și există Dumnezeu care i-a creat pe toți. Când vorbim despre consolidarea familiei, imaginea aceasta trebuie să ne rămână în minte.
Pentru că nu există consolidare în familie în absența celui care a instituit familia, care asistă familia, care binecuvintează familia. Consolidarea familiei începe cu înțelegerea formulei ideale în familie. Dumnezeu, tata, mama și copiii. Aceasta este metoda prin care Dumnezeu consolidează familia. Și primul gând al acestui titlu de predică este faptul că familia este consolidată prin relații. Relația în familie, am pus acolo două roți dimțate, fiecare în motorul nostru, avem motorul de la mașină, avem două astfel de roți. Roțile acestea dințate sunt o imagine care ne va rămâne în minte dincolo de punctul, de primul punct al predicii mele. Primul punct al predicii mele îl veți uita, dar imaginea asta nu. Imaginea asta ne vorbește despre faptul că foarte probabil că metalul din care au fost construite aceste două roți dințate a fost luat din locuri diferite, dar au ajuns împreună, indiferent de trecutul lor. Probabil că n-au fost prelucrate la strung, freză și alte mașini de specialitate de aceeași persoană. Foarte probabil că nu au fost făcute de aceeași persoană. Dar important este că au ajuns în relație. Relația lor este foarte strânsă. Două axe cu piuliță în capăt și cu șaibă care le ține strâns, le pun pe ele împreună și pentru restul vieții, până când nu vor mai fi bune, ele vor rămâne așa. Imaginea aceasta ne vorbește nouă despre relația de familie. Nu poate fi consolidată o familie dacă nu există relație. Și relația aceasta trebuie să se întrepătrundă, trebuie să se potrivească. De aceea se va lipi omul după ce va lăsa pe tata și pe mama. Lipirea aceasta, potrivirea aceasta, ne duce cu gândul la ce a vrut Dumnezeu să facă cu noi. Dacă roțile acestea dințate nu ar avea dinții aceia de la roți la o distanță asemănătoare una cu cealaltă, ele nu s-ar putea învârti una împreună cu cealaltă. E nevoie de o potrivire. Andrei, o să identifici în viața Cristinei lucruri care o să fie greu să le împlinești. O să găsești alte puncte de vedere, alte obiceiuri, în anumite aspecte ale vieții și va trebui să faci efort să te schimbi într-o oarecare măsură. La fel va trebui să facă Cristina. Este un efort pe care prietenia voastră de astăzi înainte îl cere. Nervii, mânia, nepăsarea, nu mă interesează, sunt atitudini care nu vor ajuta. Aveți în urmă exemplu părinților voștri, aveți în prezent ajutorul lui Dumnezeu și maturitatea vârstei la care Dumnezeu a îngăduit să ajungeți. Trebuie să acceptați că imaginea aceea vorbește despre relația voastră, despre faptul că voi trebuie să vă potriviți, să vă dați unul după altul, să lăsați când unul, când altul și vor fi situații când trebuie să lăsați amândoi. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că relația este consolidată prin comunicare. Relația este consolidată prin comunicare. Se vor face un singur trup. Nu există relație fără comunicare. Oamenii cu care noi avem o relație strânsă sunt oamenii cu care vorbim mult. Cei mai buni prieteni ai noștri sunt oamenii cu care vorbim des. Îi sunăm cel puțin o dată pe zi la telefon. Nu există o relație strânsă cu o persoană cu care nu comunici. Aceasta este numai o relație oficială, dar o relație emoțională, o relație în care investești, în care pui suflet, este o relație în care comunici. Dacă fericirea unui om depinde de calitatea relațiilor cu Dumnezeu și cu oamenii, atunci succesul relațiilor depinde de comunicare. Și comunicarea are foarte mulți dușmani. Nu avem timp, suntem obosiți, suntem indivizi diferiți. Să nu vorbesc de faptul că bărbații comunicând idei nu vorbesc mult. Ei spun două, trei concepte, două, trei idei și cu asta au spus tot ce vor să spună. Ei au o comunicare inginerească, rece, foarte concretă. În timp ce femeile nu comunică idei, femeile comunică sentimente, trăiri interioare. Ele își comunică experiențele zilnice, de aceea vorbesc nu mult, ci doar cât trebuie. Cât trebuie să vorbească o femeie. La
bagajul de cuvinte al unei femei, un bărbat trebuie să se adapteze și lucrul acesta nu este cel mai ușor lucru de pe pământ. Și la tăcerea unui bărbat sau la comunicarea lui inginerească, o femeie trebuie să se raporteze și, repet, lucrul acesta nu este tocmai cel mai ușor. Amândoi trebuie să vă dezvoltați un sistem de comunicare. Trebuie să comunicați la nivelul sentimentelor voastre, să vă spuneți tot ce gândiți. În felul acesta veți deveni mai apropiați, vă veți uni, vă veți întrepătrunde unul pe altul. Trebuie să vă comunicați gândurile, planurile, idealurile, eșecurile. Trebuie să vorbiți despre toate lucrurile care sunt prezente în viața voastră. Asta o să mărească încrederea voastră. Atunci când voi o să aveți încredere unul în altul, dragostea voastră va fi puternică. Nu există dragoste fără încredere și nu există încredere fără comunicare. Comunicarea este unul dintre cele mai importante lucruri pe care un bărbat și o femeie în calitate de soț și soție trebuie să le facă în viața lor de familie. Și ultimul gând cu care vreau să închei este faptul că comunicarea este consolidată prin maturitate. Oamenii care nu sunt maturi spiritual și poate nici umani, intelectual, nu înțeleg importanța comunicării. Lor li se pare că sunt manipulați, li se pare că sunt forțați să comunice. Dar atunci când iubești pe cineva, simți plăcerea să-i spui ce simți, ce gândești, ce ai de gând să faci. Cu cât un om este mai matur, cu atât comunică mai bine. Iar la maturitate se ajunge prin disciplină. Noi nu ne naștem oameni puternici, nu ne naștem oameni maturi. Noi nu ne naștem oameni care răbdăm, care iertăm, care iubim. Acesta este rezultatul unui proces. Părinții au investit în voi să fiți așa, dar voi încă trebuie să mai creșteți pentru că sunteți încă tineri. O să vedeți cât de mult trebuie să răbdați unul pentru altul. Peste câte lucruri pe care ați vrea să le spuneți, treceți. Pentru că sinceritate nu înseamnă să spui tot ce gândești. Sinceritate înseamnă să gândești tot ce spui. Lucruri pe care, spunându-mi le mie, nu mă ofensează, spunându-le lui Cristina o va ofensa, sau spunându-le lui Andrei îl va ofensa. Pentru că pe fondul iubirii, omul este foarte sensibil. Nu există așteptări mai mari decât așteptările din familie. De aceea, când omul iubește, are așteptarea să primească. Nu uitați, dragii mei, familia voastră se va consolida atunci când veți ține la relația voastră. Biserica este importantă, slujba este importantă, bucuriile vieții sunt importante, prietenii sunt importanți, cariera este importantă, dar relația cu soțul, cu soția și relația spirituală cu Dumnezeu este cea mai importantă. În măsura în care veți investi mult în asta, veți fi fericiți. Relația aceasta însă se va manifesta, se va exprima prin comunicare. Vorbiți mult cu Dumnezeu. Asta numim noi rugăciune. Vorbiți mult unul cu altul. Luați-vă timp să faceți asta și oricât de bine o veți face, niciodată nu va fi destul. De asemenea, acceptați faptul că încă nu sunteți așa cum veți fi peste 50 de ani de căsătorie. Veți avea nevoie să implementați multe lucruri, folosind răbdarea, iubirea, răbdarea, iertarea și toate celelalte lucruri care vă vor conduce la o stare de maturitate spirituală. Alături de părinții voștri, de frați, de prieteni, de rudenii, de Biserica Domnului, și eu și noi vă dorim pe drumul acesta al căsniciei pe care îl începeți astăzi să fiți fericiți. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să-și împlinească față de voi toate promisiunile pe care le aveți în suflet din partea Lui. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.